La peste 2000 de metri altitudine, în munții Bucegi, s-a instalat iarna. A nins atât de tare încât 20 de turiști s-au rătăcit și au cerut ajutorul salvamontiștilor ca să ajungă la cabană. Oamenii care au urcat pe munte nu s-au gândit nicio clipă că în ziua solstițiului de vară ar putea ninge. Nu ne așteptam chiar de solstițiu să fie așa. Da, dar mi se pare bine. Am înghețat un pic, da. Am vrut să coborâm tot pe jos, dar e foarte dificil, cred că se alunecă. Mi-e frig. Dacă mergi, te încălzești, dar dacă stai, te prinde. De cât timp a început feringa? De vreo oră. Întâi a început ploaie, după aceea lapuviță și acum e ceva așa între lapuviță și ninsoare. Vreau să facem un traseu și nu de ne cumetăm. De ce din cauza vremii? Din cauza vremii, da, e fric și nu mă sunt pregătită. Da. Ne-am întors din drum și vrem să mergem, că el a înghețat, vrem să mergem repede la... N-am ajuns la Sfinx. Ne-a înghețat de fric. Nu chiar. Aproape. Până unde ați reușit să ajungi? Până la Sfinx. Mai mult de atât? Nu. Nu se putea. Nu. Vă aștepta să ningă? Nu. Stratul de zăpadă măsoară 20 de centimetri, iar salvamontiștii îi roagă pe turiști să nu se aventureze pe munte nepregătiți. La vârful Omu, temperaturile au scăzut până la 0 grade Celsius.